drag Alex, Alex, bine te-am găsit. Da, da. Ca să rupem... Da, se pare că interviul ăsta l-a început Ovidiu. Dragilor, astăzi este un interviu foarte special pentru mine, pentru că l-am alături de mine pe un om... Un om foarte important, în sensul că el a contribuit foarte mult la ascensiunea mea în ceea ce înseamnă partea sportivă și nu numai mă refer aici la a fi sportiv, ci la partea de a fi antrenor și de a lucra cu alți oameni. Și vreau să zic că a avut un impact deosebit. Dedicăm acest weekend ramurii sportive numită NOT. Lângă mine l-am pe Ovidiu, care el a început astăzi, Ovidiu Chirțu. O să las pe el să vă spună mai multe despre el. Ovidiu, vreau să-ți urez bun venit. Mulțumesc. Mă bucur că ne revedem după atât de mult timp. Așa e, a trecut ceva timp, corect. Cred că a trecut, dar noi am lucrat ceva timp împreună și ne-a separat destinul. Așa că... Eu am rămas în apă sau la apă. Da, Ovidiu a rămas cu partea de apă și eu am continuat pe uscat. Ovidiule, spune-ne, te rog frumos, cum ai început tu partea asta frumoasă de NOT? Hai să încă o dată mulțumesc pentru invitație. Ce să zic, asta cu NOT-ul a venit, cred că pentru mine așa, natural. Părinții mei făcând sport și ei, la rândul lor, mama a făcut canotaj de performanță, tatăl meu a făcut un pic mai din toate, și printre altele făcea și cursul de NOT cu copiii undeva prin anii 80, așa. Eu fiind puștan mic, toată ziua în apă și eu pe acolo. Și stai cum a văzut că se mișcă, a văzut că na, am început să NOT. Binișor, sora mea mai mare cu 4 ani a începuse deja NOT-ul. Și a zis, hai să, pe vremea răposatului, ca să zic așa, părinții mei s-au gândit, face sport, cu ocazia asta poate să iasă și din țară, că își puneau mulți problema asta, are și o activitate, nu stă în fața blocului. Și, na, m-a dus și pe mine la NOT. Eu am zis, ok, na, NOT, am ajuns la NOT, la postul meu antrenor, domn profesor Bădescu, salutări, m-a dus acolo, a zis, mai înoată și tu două bazine, a văzut că mă descurcam bine cu brasul, știi? Și broasca, pentru cei mai care... Popular. Mai popular, da. Și primele naționale le-am avut la 8 ani, care am participat, am și câștigat. La tot proba de bras, la brasca, aia am fost eu așa meseriaș, ca să zic așa. Am câștigat, am făcut și un record național, am făcut după aia încă câteva, care au stat 2, 3, 5 ani, nu știu, au stat acolo. Pentru un copil am ajuns în... Să mergem la concursuri, să facem cantonamente, să... Din fața blocului pornim. Din fața blocului, da. A fost așa, o chestie, cum am zis, oarecum naturală. Undeva pe la 15-16 ani am renunțat. Mai multe, concurat mai multe motive. După care m-am apucat de pentatlon modern. A fost așa o chestie, mi s-a părut foarte faină să faci 5 probe într-o 5 sporturi, 5 probe, nu știu cum să... Pentatlon modern, care e diferit de pentatlonul clasic, care deci are NOT, călărie obstacole, scrimă, tir și alergare. Tu zici de cel modern. De cel modern, da. Și asta l-am practicat din liceu până am terminat facultatea. Dar tu ai absolvit ce? Educație fizică, nu? Am absolvit, da, facultatea de educație fizică și sport din cadrul Universității de Vest, aici în Timișoara. Am făcut și un master care l-am terminat anul trecut în management în baze sportive, așa mai pe scurt. Și așa ușor, ușor te-ai profilat către partea de a antrena. Treaba cu... Da, deci cum eram eu treaba cu cum făceam sport, la un moment dat
de-aia am zis la început, a fost o chestie naturală. Antrenorul ne-a chemat pe câțiva, el făcând pe lângă performanță și inițiere, să-l ajutăm și pe timpul verii aveam posibilitatea să facem la USODA, în parcul central, baza sportivă care de pe vremea Austro-Ungariei, care e lăsată în paragină, cu ocazia asta fac da. Și eu un fel de... Cred că toată lumea care vine aici da, are zice, o problemă. Da. La USODA, practic acolo am început. Aflând că se va deschide bazinul de la Generală 30, am mers cam jumătate de an, în fiecare săptămână, să văd, se deschide. Vorbisem cu directoarea de acolo, au zis Ovidiu, când se deschide, stai așa. Și după jumătate de an am început treaba. Eu mergând din septembrie, undeva în februarie s-a început, asta s-a întâmplat undeva în 2004-2005. Și de atunci, practic, la școală, la Generală 30, deja sunt vreo 15 ani, în fiecare zi, 2-3 ore. De când stai cu copiii. De când stau cu copiii, da, așa, constant și, ce să zic, au fost câteva sute de copii bune, dacă nu mai mult. Cred că mii. Care au trecut prin, ce zic, eu n-am luat-o niciodată ca o, știi, a fost așa un target, mă fac profesor de not, asta vreau, nu, a venit așa, natural. Bine, oricum și fiind din ramură, altfel ai văzut treaba. Că... Da, pot să zic că am avut noroc, făcând și practicând notul, având și în familie care au făcut treaba asta, probabil că mi-a fost mult mai ușor față de alții. Că eu care... pot să zic că mie mi-a fost foarte greu în momentul în care am venit, că de asta sportul mare respect, pentru că am învățat metodic cum se fac lucrurile, dar la început chiar le făceam intuitiv, nefăcând da, parte dar să știi, din... acum nu că te laud și așa, dar sunt puțini care, știi, când lucrezi cu copii mici, trebuie să ai și lipiciu. Și da. Eu pot să zic că de la cu toți oamenii cu care am lucrat și nu numai cu care am lucrat, înveți, de la fiecare înveți. De la tine am văzut prima oară, știi, adică nu că nu luai copilul, luai, te deai cu el, te jucai, dar tu luai, îi pupăceai, îi mamă când te vedea, mamă, vine Alex, zici că știi, pe cuvânt. Deci a fost așa, ții, dacă ți aduci aminte și la grădiniță unde mai mergeam, deci când apărea Alex era, deci era Dumnezeu acolo. Da, și aia e o chestie care atunci, cum să zic, am văzut-o prima dată. Știi, pe lângă, ok, te joci cu ei, faci tot felul de chestii, te distrezi cu ei, dar așa, știi, lipiciul ăla care bă, trebuie... Bă, pot să zic că am iubit mult, deci mi-a plăcut foarte tare chestia asta. Nu toți au... Sunt o grămadă de oameni care ne privește și au copii mici și poate vor să acceseze partea de not. Da. Ovidiu, când crezi că ar fi vârsta propice pentru a începe un curs de not? Mai acum, practic, știi cum, de când ne naștem, e bine să ne ducă părinții la bazin. Am o chestie organizată. Copilul ăla să și înțeleagă, să și poți să faci ceva cu el, începe de la 3 ani. Dar sunt grupele de la 3 ani, să zicem că poți să lucrezi cu ei între 3 și 4 ani. Doar că ar trebui să ai, sau trebuie să ai, un bazin mic, în care copilul să se simte în siguranță, în care să ajungă cu picioarele jos, dacă se poate, să aibă un mediu liniștit, să nu fie gălăgie, pentru că la 3 ani nu toți, știi, dacă îl bagi într-un bazin mare în care mai sunt încă 50 de copii care sunt mai mari și urlă și unii sunt mai slabi de înger și atunci ăla săracul de el și tot dacă duci într-un bazin olimpic, săracul a intrat în bazin și când vede apa aia mare, s-a terminat, deci ăla e blocat, nu, îi trebuie... Cu copiii între 3 și 4 ani trebuie un mediu mai liniștit, un bazin mai micuț, să începi oarecum prin joacă. Ei oricum având o vârstă mică, dar ei și progresul este mai lent. Așa ca o medie, să mergem așa către copii, cam în cât timp învață un copil cât de cât nu măi, se moate? Asta e întrebarea clasică la părinți. Că eu asta vreau aici. Cât timp învață? Mă, nu e o regulă. Am copii care și de vârstă. La 3, la 4 ani, jumătate de an, la un copil așa mic este foarte mult. El după jumătate de an vezi practic că se schimbă, e alt copil. Unul la 9 ani, jumătate de an, nu e
ca și vârstă, cum să zic, biologică, dar un copil de 5, de 6 ani ar trebui să deprindă basic-ul în not, să facă pluta, să poată să înoate cât de cât, mă rog, cât să vină cât... suprafață, da. Dar, repet, nu e o regulă. Poate să fie 3 luni de zile, poate să fie 6 luni de zile, poate să fie o lună, poate să fie 2 săptămâni. Am avut copii care și după o săptămână sau după 2 săptămâni înoată. De-aia, da, sunt copii care, practic, am zis, o lună de zile îi faci să se relaxeze întru totul. După care... E relaxat, fiind că e foarte acum, simplu să... Acum, uite, revin numai puțin. Dacă ți-aduci aminte, acum, până acum vreo 5-6 ani, noi lucram cu copii de 3 ori pe săptămână. Acum e un trend de câțiva ani buni. Eu cred că am rămas ultimul acolo la școală. Făceam de 3 ori pe săptămână. După care îmi spuneau, Ovidiu, nu mai putem ajunge de 3 ori pe săptămână. Din vari motive. Principal e... au foarte multe activități. Fiecare copil face ceea ce... Acum nu știu dacă e bine, e rău, dar nimica mai serios. Face și not, face și tenis, face și fotbal, face și matematică română, pian, vioară, dacă se poate. Când făceam cu ei de 3 ori pe săptămână, automat progresul lor este altul, automat cu ei după un anumit perioadă începeam să merg și la niște concursuri locale, puteam să fac să creștem un pic altfel. Bun, pe asta partea de copii. Care sunt riscurile ca și sport? Mă refer la accidentări? Riscurile, înainte să studiez puțin mai în notul, tot auzeam la profesor, auzeam și la tatăl meu, că mă, la not nu prea ai cum să te accidentezi decât dacă piși de pe bloc start sau nu te faci o încălzire, să-ți faci o întindere sau o contractură musculară. În rest, nu prea ai, că ești tu și cu apa. Adică riscuri dacă nu știi să noți. Ok, acolo e riscul, dar după ce ai învățat să noți, riscuri, mai mult beneficii decât riscuri. Riscuri nu prea sunt. Adică eu nu știu, decât dacă nu te încălzești, să-ți faci o întindere și începi să faci o contractură, așa, și în rest, numai dacă suferi de anumite patologii, deficiențe, dar și ok, dacă ai anumite deficiențe de coloană, de postură, de alea cu special, mă rog, acolo intervine kinetoterapeutul, medicul. Oh, așa, for fun, mă refer pentru... For fun, nu. Strict, cu notul e... Nu e o problemă, să zic. De-aia e și indicat de toți medicii, de toți profesorii, de toți cei care lucrează în recuperare. În notul, primul lucru spune, mergi la bazin și noți. Pentru că în apă, musculatura se dezvoltă, închieturile... tot ce înseamnă închieturi, tot ce înseamnă articulații, tot ce înseamnă devin mai mobile, nu apeși pe ele, nu depui... N-ai tasare, n-ai presiune, da. Ești în apă, apa te susține. Bun, Ovidiu, acum zi-mi, te rog frumos, despre procedee. Este procedeele. Deci am spus, prima oară le număr, e procedeul crawl sau liber, procedeul spate, procedeul bras și delfin sau fluture. La procedeul crawl, ca să înțeleagă toată lumea cum se noată, ne gândim la Tarzan. Dar cu capul în apă. Tarzan cu capul în apă. Sau dacă știți cum înoată poloiștii, cu capul afară, ăla e procedeul crawl, dar cu capul în apă se noată la not. Așa? Procedeul crawl îl înoată cam majoritatea oamenilor. Ești întins pe apă cu fața către fundul bazinului. Începi cu mâinile întinse în față, mișcarea de picioare, de forfecarea picioarelor, ca să spun așa. După care începi să faci tracțiunea brațelor dinspre înainte, pe lângă corp, înspre înapoi, iar dinspre înapoi
scoți mâna pe afară și ca să duci, să duci mâna înapoi de unde a plecat, de unde a plecat, ca să zic așa. După care este procedeul spate, care ești tot poziție orizontală pe apă, dar cu fața în sus. La fel, mișcarea de picioare este de biciuire, de lovire a apei, doar că pe spate. De asemenea și mișcarea brațelor în sens invers. În sens invers, da. Așa, mai vine după aceea procedeul. Procedeul bras. Aici procedeul bras, eu spun că este cel mai greu de învățat din punct de vedere tehnic și este cel mai ușor de notat. Adică îl poți nota cu un consum minim de energie, deci poți să ai și maxim, dar poți să-l faci, să-l execuți și cu un consum foarte mic de energie. Dacă, dacă ne gândim numai la persoanele mai în vârstă care îl înnoată mișcarea lor este foarte lentă. Deci se poate, doar că părerea mea este cel mai greu de învățat din punct de vedere tehnic, pentru că trebuie să coordonezi ambele mâini în același timp și ambele picioare în același timp. Am înțeles. Și au mai rămas fluturele sau delfinul, care este cel mai greu din punct de vedere al execuției. E un procedeu de forță. Și automat atunci, de exemplu, doar îl înoată de obicei doar cei care fac performanță, sau îl pot înota și ceilalți, dar pe distanțe scurte, pentru că e o consumare de energie. Forță tehnică, e un procedeu de forță acolo. Deci, practic copiii la not, să zic, învață crawl, spate și crawl, spate, bras. De la un nivel în sus învățăm și fluture, dar nu-l execut așa A la car, cum acolo trebuie un pic antrenament zilnic. Tu în Timișoara, unde te găsesc cu oamenii? Normal, sunt la Generală 30 în Timișoara și la bazinul din Sân Andrei, Dumas, bazin de not, îi spune, care și el este închis, fiind un bazin în încintă. Și atunci ne-am reorientat către bazine în aer liber, în Dumbrăviță, la Player Pool. Mă găsiți marțea și joia, sau la UMT sunt lunia și miercurea, dar sunt cu copii care înnoată de la un nivel în sus, fiind un bazin mare și fiind apa naturală de strand, acolo doar cei care înnoată. Ce să zic, sau pe Facebook, Not Covidiu. Deci un Not Covidiu, acolo te găsim. Sau numele meu, Ovidiu Chirțu, pe Facebook și acolo găsiți telefon, poze, filmulețe. Hai că oamenii poate o să fie interesați de partea asta de not. Ovidiu, ce pot să zic? Mulțumesc frumos că ai fost alături de noi astăzi. Eu mulțumesc. Mulțumesc frumos că ne-ai împărtășit din pasiunea ta. Și eu mulțumesc. Sper să ne revedem cu drag. Cât de repede să ne lase. Dacă tot așa rapid ne vedem să fim disciplinați și să... Da, înțeleg. Să purtăm masca pe unde trebuie, ca să nu ne... Să nu ne închidă iară, da. Păi să ne vedem până data viitoare. Ne vedem la tine la bazin, tura viitoare, da, cu siguranță, promit. Da. Până atunci, rămâneți sănătoși, rămâneți cu bine, pe data viitoare. Vă pupăm. Toate bune!